Salut tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod din Forza Horizon 2 aici alături de Gaju. Salut tuturor și bine ați venit. Stați așa că avem o chestie aici, suntem cu Golfanul de data asta. Să mergem să ne întâlnim și cu Gaju și cu aici Robert. Avem mai multe mașini. Da, și mapa mult mai mai ok. Observați și voi cum se vede. Deși e mai vechi, îmi place mult mai mult. Wow, 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 wow. Hai că m-am speriat și eu de el. Trebuie să mergi pe contrasens, că este normal. Da, da, da. E parcare pe acolo, pe la tine? Mamă, și e frumos să rog la ocean. Ah, eu, dacă intru în ea, în drift. Oh, cum am intrat! Uite ce frumos! Bine, bine, aici n-am, da. Ce are Gaju aici? Un bambeu bușit. Bușit rodător. Drift, da, de drift. Te-ai găsit-o pe dreapta, am furat-o și m-am urcat în ea. Da, ăsta e modelul ăla, cum arată, acum zici că e de genul care îl găsești cu numere pe bulgari, știi, la vreo 1000-1500 de euro. Să mor. 1.6. 1.6M. Cum vindea cineva, nu mai știu ce vine, Nissan cu apucături de BMW-ul. Deci, Caterinca posturile. Bine, am tracțiune 4x4 pe ăsta. Golfer. Golfer, da. Frumos. Place interiorul mult. Ce e diferit la Forza ăsta la interior? Se vede puțin mai din spate, din punctul meu de vedere. Și volanele parcă nu sunt chiar așa nesimțite ca în 3. În 3 sunt foarte mari. Adică, nu știu, e un zoom așa parcă pe volan aici, e ok, e decent, se putea și mai în spate, dar fiind un joc pe console, e ok. Gen, nu știu, e gândit să stai pe canapea, să te joci mai din spate, pe un televizor mai măricel, cred. Exact cum joc eu. Da, așa se vede bine, dar cum mă joc eu și cum se uită lumea pe YouTube în mare, e puțin deranjant să te joci first person, fără playset și chestii. Dăm o tură așa frumos pe hartă? Dăm harta. Hai, să mergem cu tine. Hai. Au ce urlă ca în el. Oh, ce greu e de ținut pe drum. Cred că e compresor. Nu uitați să apăsați acolo butonul și de like, aveți canalul Gaju în descriere. Și o soare. Uite. Deci cât de frumos se poate vedea jocul ăsta la soare. Când ai așa lumină. Hai că te urmam și eu. Pe unde luăm? Pe pot sau pe jos? Da. De unde vrei? Hai să mergem pe pot că e frumos. A, bine, te duci pe jos, ok. Oh, uite ce priveliște aici. Oare poți să scot drona? Să fac o poză așa și mă închera? Avem drona aici? Nu știu, chiar nu știu. Ar trebui să avem, nu? Nu. Nu avem? Nu există drona? Ce aici? Chiar nu există deloc? Wheel spin, perks, bucket list, marketplace. Bine, aici e ca lumea că îți dă mașini moca, o grămadă din ce am observat. Da, și știu că și poți să dai cadou. Gen, poți să dau ție cadou mașini. Păure? Deci cam așa arată și golful nostru. Nu am foarte multe mașini, mai am un Audi S4, cred. Sau ceva în genul ăsta, RS4, probabil. Și un AMG frumos, Bentley, Golf MK2 și prea multe nu prea am. Și un Ford urțel. Băi, e frumos drumul ăsta aici. E frumos, dar dacă aș sta și eu pe Europa, nu tot pe contrasens. Mă obișnuie cu Forza Horizon 3 și da, aici poți să privești partea aia, nu ai nicio... O dungă, știi? Gen, toată șoseaua aia ta. E ca Monaco. Că văd că s-a inspirat un pic după ei. Păi nu știu ce, Italia și Franța, parcă? Sau... Un pic Monaco. Ce de-astea sunt pe mapă, că nici nu știu. Da, e frumos pe aici. Deci mapa din 3 nu prea se atinge de mapa din 2. E super frumoasă. Și grafica încă stă bine, având în vedere că e cu 2 ani mai vechi, probabil.
față de 3? În 2 ani, da. Odată la 2 ani lansează ăștia. Am intrat și eu. M-am uitat pe mapă să văd cât e. Frumos. Ce frumos, te-am văzut din spate. Nu știu, nu prea am intrat. Ia, iese ceva aici sau? A ieșit. A ieșit de tot. E o parcare, bine, nu parcare, e un fel de port, scuze. E un fel de port de ăsta, e în spate, de fapt nu, e la orașul mare, pe lângă el. Unde mai pun și mergem acum? Păi oricum, mergem fix pe drumul ăla. Top drift, direct, stâlp drămat. Și l-am luat și eu după pe corbă, gaș. Asta nu am văzut. Mamă, cum să facem asta? Thunder! Cred că trebuia să ieșim partea de... partea de jos. Cred că m-am tamponat de tine, am intrat în meniu. Cum suntem acum? Trebuie să facem stânga sau... îi dăm puține blană pe autostradă? Și ieșim după pe la un not pe dreapta. Ultima ieșire, cum ar fi pe autostradă. Exact. Hai pe sus, hai sus. Da, asta mai e frumos la joculețul ăsta, pentru că ai o autostradă unde poți să dai viteză și între ei există ceva de genul mai corcită, mai chinuită puțin. Stai așa că pe aici nu avem urcare pe autostradă. Fai. Trebuie să mergem tot în față și facem dreapta. Hai că tot găsim noi. Da. Dăm pe aici. Scurus, ia, first person. Hai, se vede frumos și first person. Îmi place mult volanul de la Golf-ul ăsta. Mie mi se pare mult mai detailiat Forza Horizon 2 decât 3, sincer. La interioare, parcă da. Ce au făcut la 3, în mare parte, au schimbat shader-ul, gen luminile alea, știi, culorile puțin le-au schimbat. Dar în mare parte texturile sunt cam la fel. În 3 parcă e tot așa lucios. Exact. E ciudat tare. Da. Și când plouă parcă e mai realistic aici decât în 3. Bine, acum depinde cum ești cu GTA 5 și GTA 4. GTA 4, din punctul meu de vedere, țintește spre grafică mai reală, știi? E așa mai șters, mai frumos. 5-ul e prea saturat. Bine, câteva moduri a rezolvat tot. Așa. Pe aici avem, să urcăm, da. Aici avem autostrada, din câte știu. Hop. A mers luni și marți, în 2 zile am făcut 700 de km. Motocicletă. Mamă, dar cât ai plimbat? Ai fost la mare de câte ori? Nu. Ai fost la București? La București. La București ne-am plimbat pe acolo, înapoi m-am mai plimbat și pe aici, pe acasă. Mi-am schimbat kiturile de lan și acum va merge. Mm-hmm. Mai dai. Am să-i schimb câteva de-astea, manșonul ăla... Bine, o să-i schimb toate alea. Ambele manșoane cum ar fi. Frâna și ambreiajul. Și atât. Și OLX. Îl dai, nu? Da, pe schimb. Te-ai hotărât. Așa că ți-e ceva mult mai frumos, mai tare. Păi da. 300, chiar sunt curios cât se duce golful ăsta. 334. Ar trebui să mă te apropii de mine. Te văd, dar nu mă apropii. Am 300... Da, asta nu-i bine să te uiți la viteză, când ai viteză. Aveam fix în bord acum, am zis. Ok. Mă uitam la ăla acolo. 326, cred. A trecut băiatul meu cu BMW-ul, s-a dus. Tremură volanul, bine. Ăsta pe volan se simte super. 290 speed trap. Uleu! Wow! Știi cum te vedeam, uitam așa pe grindă.
Ce? Dacă nu luam pe ăla, ce frumos e așa. Te sunt bag. Cât suportă maxim sesiune? Se face așa o... Ce frumos se vede interiorul când mă mișc așa cu camera. Era frumos dacă îți mergea GPS-ul din mașină. Da, era super. S-a ascuns tot HUD-ul ăsta de la joc și să te folosești doar de ce ai în mașină. 1.6 meu pe Bulgaria. Ce navigație. N-are nici de la de radio acolo display micuț? Deci climă n-are. Mamă. Ăsta e full tot. Golfer, adică. Aici, aici, coborâm. S-a dus băiatul meu. Săracu. Dar chiar, cum ar fi să adauge în Horizon 4 Dacia? Mamă, ce tare ar fi. Că, cu Logan, la urmă, Loganul e vândut și în afară, cred că. Păi da, e vândut și sub numele de Dacia și sub numele de Renault. Da, da, da. Și chiar m-am uitat, deci Loganul ăsta nou chiar îmi place. Dacă nu aveau tablă de Logan, cum zicem, chiar mă putea gândi. Arată super bine. Adică bine, nu-i mașină ceva sport pentru familie. Chestii. Păi ai putea să primești un cadou tău. Dacă ți abonați ai, ar trebui să-ți dea unul. Da. Ce-ar ai fi? Bine, abonați că abonați, am avut o perioadă super, super nasoală la canal. Nu se mai trimiteau notificări, știi? Lumea da, nu știa... Acum, nu știi că se trimite doar 5% și dacă oamenii reacționează la cele 5%, atunci mai dă la încă 5% și tot așa, restul e doar prin recomandare. E... E nasol de tot. Păi la fel fac și eu. Din păcate, au scăzut vizualizările. Da, știu cu mult, deci imaginează, știi, scra mecanicul ăla cu cubulețe, dar rup eu. Înainte un clip banal făcea undeva la 70.000 și un clip mai blană peste 100, știi? Acum nu, dacă văd 20-30.000 e bine. Deci, stai că nu mi s-a randamat pe aici. What? A, bă, da. Mă, e gol tot. Cred că nu s-a randat, aici dreapta facem. Și ajungem în locul ăla șmecher. Off-road. Cobor. Da, e nasol oricum cu notificările astea. Mai bine era înainte, posta un clip, trimiteai la toată lumea care era abonat. Că mulți nici nu știu, vin în comentarii, bă, nu mai postezi. Și tu acolo, păi, zilnic, știi, ceva de genul ăla. Exact. Te chinui să faci niște clipuri și oamenii nu știu când tu postezi. Clopoțelul a stricat toată treaba. Da. Și acum cu tema la YouTube pe Chrome, am văzut, au făcut update, tema veche. A fost acum ceva timp tema pe care au băgat-o acum cu bannerul mare. O să facă până la urmă ceva de genul să plătești ca să postezi clipuri, știi? Bă, nu m-ar deranja, sincer, asta nu m-ar deranja. Dar să fie reclamă. Sorry. Pe containere. Cred că zbura cauciucul normal, nu? Gen. Adică știu că astea au denivelări nasoale. Au chestiile alea. Uite, are vibrație? Așa vibrează aici de mărucă. Da. Ia-ți, cumpăr un container de ăsta și pune supra pe el, știi? Faci burnout pe el. Ce ar mai fi? Da. Hai să dăm și așa. Ai fost la farul ăla, departe? Nu. Hai încă. Și mi-a arătat un prieten în zona. Că nici eu nu știam cum se ajungea. Nici nu știam că e parte din mapă. Că nu-i, de fapt nu-i trecut într-un fel. Pe harta jocului. E un drum așa... Cu șustă. Aici. Nu trebuie și... Perfect. Bine, e loc frumos de poze. Mai știu unde sunt sau m-ai pierdut?
numai să ajung acolo, așa. Ok, hai că... Vine. Așa, put. Aici, după facem frumos pe stânga. Chiar uite că nu e pe hartă de semnat. Nu, nu e. Un fel de bloc ascuns. Colțișor de pace. Da, da. Și e destul de mare, adică te duce destul în larg. Aici am făcut, cred că, primul episod de Forza sau al doilea. Horizon 2. Da, mi-a arătat și mie cineva. Hai că... Și arată, arată mamă, super. Trebuie să fie un base jumping. Mamă, deci ți-ai făcut mașina aia. Stai așa că vreau să-i fac o poză. Stai așa. Stai așa, te rog eu. Sau stai, întoarce ca să prind pe partea cu soarele. Exact așa, las-o așa, exact așa. Stai să mă așez eu bine. Să-i fac poză. Deci, nu știu dacă tu o vezi distrusă. Păi, exact cum o vezi tu, mă, și eu. Ah. E... De, da. Dacă te duci chiar la dezmembrări, o să zic aia că e injuri, că te iei de aici. Mă pun exact aici lângă și tu dai plană în mine. Prinde un pic de viteză și mai intră mai tare. Mai merge să mai stricăm ceva? Lateral, stai lateral. Exact. Hai. Stai mă dau prin spate. Gata, stai, stai pe loc, stai pe loc. Hai, hai, hai. Op. Ce naiba? S-a dus ușa aia. Ah, și Robert de-i dat. Hai că mai dăm o dată să vedem dacă mai provocăm ceva daune. E cât prind până la tine? 160. Unde ai zburat? Wow! Wow! Stai că nu! Iute! E mașină, mașină! Ce tare! Dar treci așa, zici că sunt săbile alea la loguri care le mai vezi, știi? Puse. Mentrata. Da, da, da. Ce tare. Hai că facem aici gang. Ceea gen two redhead. Și restul se știe cu ăla negru. Ok. Bun, mă băieți, episodul acesta lăsăm aici, ați văzut și voi locația în caz de nu știați. O să mai facem și live-uri și chestii și vă așteptăm, dacă aveți jocul, să ne jucăm. Evident, aveți canalul Gaju în descriere. Pe aceea cu băiatul nostru Robert, încheiem acest episod. Atât. Nu uitați să te abonezi și să dai un like. Scuze. Bun, baftă, pa, pa, pam.